Încă o gafă monumentală în cazul crimei de la Sibiu, în cazul anchetei, eroarea de această dată depășește chiar și granițele țării. S-a descoperit că în timp ce polițiștii britanici îi găsiseră pe doi dintre cei trei criminali, judecătorul român care trebuia să emită mandatele avea telefonul închis și a amânat decizia cu 4 zile. A fost nevoie de intervenții la nivel înalt ca un alt magistrat să emită urgent hârtia și asasinii să nu scape din nou. Ancheta crimei de la Sibiu scoate din nou la iveală lacunele sistemului judiciar din România, după ce poliția a ridicat de pe stradă un om nevinovat și l-a audiat 12 ore doar pentru că l-a confundat cu unul dintre criminali. O bâlbâială a autorităților îi putea lăsa pe asasini în libertate. Mai exact, după 2 săptămâni de căutări, când suspecții au fost depistați în Regatul Unit, judecătorul care trebuia să emită mandatele de arestare a fost de negăsit. Potrivit unor surse, avea chiar telefonul închis. În acest timp, unul dintre asasini era într-un tren în Irlanda, iar un altul în Scoția, pe un feribot. Autoritățile din Marea Britanie au cerut sâmbătă României mandatele de arestare, însă judecătorul a dat termen miercuri 22 noiembrie, adică mâine. În lipsa acestei hârtii oficiale, deși cei doi fuseseră localizați, nu puteau fi reținuți pentru crimă. Ar fi fost nevoie de intervenția mai marilor de la interne și justiție ca un alt magistrat să emită mandatele de arestare în lipsă. Până la urmă, duminică, un alt judecător a emis mandatul și asta deși în referatul procurorilor se explica clar de ce se impunea urgent o astfel de măsură, periculozitate deosebită a inculpaților. Având în vedere gravitatea faptei comise și modul concret de comitere, se constată că aceștia prezintă o evidentă atitudine antisocială, un grad ridicat de periculozitate, precum și o totală desconsiderare a relațiilor sociale. Ministrul de Interne recunoaște că au fost dificultăți în obținerea mandatelor și cere deschiderea unei anchete. La nivel de sistem, cred că merită o discuție la nivelul CSM, la nivelul Consiliului de Management Strategic în Justiție, deși reacția poate să fie corectă, dar care vine mai târziu, deci mai produce efectul, deci timingul este esențial. Situații în care e nevoie de o reacție rapidă, care să fie în tandem cu reacția serviciilor de informații transfrontaliere, tocmai pentru a ajunge fugarii din urmă în timp real. Magistratul care a avut telefonul închis va trebui să dea explicații Inspecției Judiciare din CSM. Inspectorii judiciari urmează să efectueze verificări prealabile pentru a stabili dacă există indiciile săvârșirii vreunei abateri disciplinare. Al treilea criminal, Zuleam Costinel Cosmin, considerat chiar liderul grupării, e încă liber. Cel de-al treilea suspect s-ar ascunde tot pe teritoriul Marii Britanii, potrivit surselor Observator. Ar fi reușit să se ascundă în portbagaj trecând cu un feribot. Sunt informații că ar fi reușit să fugă împreună cu iubita lui, iar din țară ar fi plecat cu mașina până în Ungaria, iar de acolo mai departe cu avionul. Potrivit unor surse judiciare, e doar o chestiune de timp până va fi găsit și cel de-al treilea fugar, iar după finalizarea procedurilor, toți vor fi extrădați în România.